Bun găsit la actualitatea în obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur din nou să fiu la microfonul Radio Vocea Evangheliei. Astăzi aș vrea să discutăm despre provocările mass mediei în pandemie și l am alături de mine pe domnul Cătălin Vasile, fondator și președinte al Asociației Prodocens Media. Bine ați venit! Bine m-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Anul 2020 a fost pentru mai toate profesiile, domnule Cătălin, o piatră grea de încercare. Jurnalismul n-a scăpat nici el de presiunea contextului pandemic, fiind nevoit să se adapteze situației și nevoii publicului de a se informa, de a afla ce se întâmplă. Cum ați observat dumneavoastră fenomenul acesta de adaptare, de ajustare în perioada pandemiei? Au intervenit anumite schimbări? Cum ați perceput dumneavoastră situația? Aș vrea să privim puțin mass media din două unghiuri, dacă se poate. În primul rând ne uităm la ceea ce noi numim mass media clasică și aici vorbim despre presa scrisă, radio, televiziunea, da? Ceea ce e deja în zona aceasta publică de foarte mulți ani. Și apoi trebuie să ne uităm puțin și la media alternativă, noile metode de a transmite informația către public și aici aș include, bineînțeles, mass media în online. Asta înseamnă presă online, televiziune online, radio online și, bineînțeles, social media. De deci tot ce înseamnă aplicația Facebook, că este o aplicație foarte importantă, mai sunt și altele, Twitter și alte aplicații, bineînțeles, pe care oamenii le folosesc în zilele acestea. Când vorbim despre mass media clasică, cât și în uh, noile metode de a transmite informația, deci vorbim de mass media aceasta în online, am văzut o transformare, a spune eu, foarte intensă în ceea ce privește modul de Transmiterea informațiilor și adaptarea la noi condiții. Primul lucru pe care l-am observat cu toții atunci când pandemia deja a fost declarată și au început deja măsurile acestea de protecție, am văzut foarte mulți cameramani, operatorii, reporteri pe teren cu masca la gură, ceea ce nu vedeai înainte. A fost un moment în care vedeai și în studio, și încă mai sunt și astăzi când vezi moderatori invitați cu masca în studio bineînțeles la o distanță mai mare de un metru, tocmai pentru a putea opri răspândirea virusului. Deci asta este efectul vizibil, ceea ce te izbea. Dar la conținut, la modul de a informa publicul, am văzut o accentuare a ceea ce înseamnă senzaționalul. Dacă ați observat foarte mult pe canalele de media, cel puțin la televiziune, breaking news, burtiere foarte vizibile, foarte stridente, transmisiuni în direct, așa, în mijlocul alte emisiuni. Practic, intervenții de acestea de urgență, reluarea acelorași imagini de foarte multe ori, sunet de salvări. Practic, s-a încercat prin metodele acestea de comunicare în masă, o inducere a unei panici și a zice eu, disproporționată față cu realitatea, cel puțin la început. Scopul, nu știm care a fost în realitate și n-aș vrea să comentez pe tema aceasta, dar am văzut efectul. Efectul este că s-a indus o panică. Oamenii au fost speriați. A intrat frica aceasta de moarte în casele tuturor. Practic, oriunde ai fi deschis televizorul, erau aceleași informații, aceiași oameni, aceleași informații rostogolite. Practic, presa a devenit, a spune exact ceea ce este, așa cum se spune în, în manuale de comunicare, a patra putere în stat. Practic, a ajuns la stadiul acela în care viața noastră a fost influențată. Pe de altă parte, media socială, aici unde fiecare dintre noi suntem reporteri pe teren, fiecare poate lua o fotografie, fiecare poate face un clip, fiecare poate da mai departe, a fost mult mai activă. Gândiți-vă că o imagine cu morții care așteaptă să fie transportat sau știu imagini din ATI, au rulat și s-au dus de la unii la alții și fără să ne dăm seama, am devenit promotori au unor informații nu întotdeauna cele mai corecte, că aici este marea problemă și, să spunem așa, nebunia aceasta a fricii a fost extinsă. Deci ceea ce s-a transformat este că presa a devenit un pilon, a spune eu, foarte puternic în a ne influența viețile noastre. Și într-o ediție anterioară am discutat despre impactul acesta al media alternative, cum ați numit-o dumneavoastră, și aici s-a văzut un impact foarte mare în ce privește rostogolirea informațiilor a tot felul de vești de știri. Știm că în perioade de criză sau vremuri de criză, jurnaliștii se dovedesc a fi foarte util, necesari. V-aș întreba cum v simți dumneavoastră ca unul care activați în domeniul acesta al mediei alternative, ca să zic așa, nu acele clasice. Cum ați ați perceput dumneavoastră noile provocări, restricțiile, contextul acesta restrictiv? Am să încep cu un exemplu practic, ceea ce am făcut uh, noi începând cu data de, a spune, 14 martie, practic atunci am trecut și noi în starea aceasta de urgență, da, când nu se mai putea călători. Dar înainte de a spune lucrul acesta, vreau să vă spun o chestie pe care ați observat-o și dumneavoastră și vreau să o repet și aici la microfon. Trebuie să fim conștienți că presa, așa cum este acum, indiferent de cine aparține, al cărei entitate, să spunem, corporatistă aparține, nu este un organ liber. Presa este înregimentată. Cu greu mai găsești, să spunem, un trust de presă, un canal de TV care nu aparține. Unii alte companii sau știu unii concern sau deci interesele sunt foarte multe. Canalul respectiv este înregimentat și angajații respectivi sunt oarecum coordonate în așa fel încât să iasă ce trebuie. Ceea ce am încercat noi și încă de la începutul înființării Producers Media este să fim un canal de presă liber, un canal în care informația să fie prezentată așa cum este, accesibilă, accesibilă într-un limbaj foarte simplu și mai ales să fie în concordanță cu interpretarea Sfintelor Scripturi. Practic, știrea trebuie să rămână știre, fără să dăm noi o conotație în stânga sau în dreapta politicii sau știu să urmărească anumite interese. Deci presa trebuie să rămână liberă și fără să manipuleze. Bun, ce am făcut noi în mod special este că din momentul în care am fost cu toții blocați în casele noastre, a trebuit să punem în aplicare ceea ce ne-am dorit de mult și anume producția din studio și atunci a trebuit să dăm drumul unei emisiuni care se numește Realitatea la zi și care este și astăzi aproape un an de zile de când i-am dat drumul în de online și în care să prezentăm realitatea așa cum este, dar trecută prin filtrul Sfintei Scripturi. Practic, încercăm să prezentăm absolut toate evenimentele. Deci nu există un subiect pe care nu l-am putut așa, asta e normal, dar ar trebui să ne uităm și la Sfânta Scriptură și să prezentăm speranța aceasta de viață, încrederea, încurajare. La noi, cât de rea să fie realitatea până la urmă, noi nu trebuie să terminăm într-un ton din ăsta în care au, o să mor, o să fiu infectat și bun. Asta nu înseamnă că nu există speranță. Indiferent cât de rea este situația, întotdeauna spune Domne, Biblia spune asta, există că pare. se poate, Dumnezeu încă e în control, Dumnezeu este la crâma Universului. Și Asta încercăm să facem. A fost o perioadă dificilă și a trebuit să ne adaptăm. În primul rând, gândiți-vă că și angajații noștri ar fi trebuit să vină. Cel puțin două luni am făcut pe șoferul și pentru a evita o posibilă infectare, mă duceam și luam de acasă pe fiecare și aduceam și duceam înapoi. Deci, practic, lucram de luni până vine de la ora 3 la ora 10 seara și făceam lucrul acesta astfel încât să ne izolăm și să fim cât mai protejați. Un alt lucru pe care l-am făcut, am început să lucrăm foarte mult remote. Mulți din invitații noștri, majoritatea invitaților noștri, a fost din afara studioului, chiar dacă erau din București și asta a fost o etapă care ne-a dus așa la posibilitatea de a vorbi cu persoane pe care de obicei nu le aveam invitat în emisiunile noastre și nu aveam contact. A fost un pas important. Pe de altă parte, am avut invitați și din afara și din diaspora. Deci am încercat să ne adaptăm și să luăm informațiile. Și vreau să spun că am încercat să atăm subiectele fără nicio jenă. Nu există ceva care să ne facă o problemă. Asta a necesitat o pregătire și pentru mine și pentru colegii mei pentru că vă dați seama, suntem și noi oameni din afara mass media, oameni care facem lucrul acesta pentru că așa ne-a chemat Dumnezeu și a necesitat o pregătire intensă. De exemplu, pentru mine, o emisiune care rulează de luni până vineri pe diverse teme în fiecare zi a trebuit să mă pregătesc și asta înseamnă că am tratat de la, spunem, problemele acestea ale istoriei naționale până la problemele de Educație muzicală, știu eu, probleme teologice, medicale. Am avut invitat din toate uh, domeniile și pentru fiecare dintre ele trebuie să facem o pregătire. Deci, într-un fel, am văzut visul acesta cu ochii că Dumnezeu poate lucra și prin locul acesta. Și asta ne-a încurajat. Feedback-ul a fost pozitiv și am zis, trebuie să, să continuăm. La văd Domnului pentru ajutorul pe care l-am avut până acum și vreau să spun că după un an de zile de adaptare am văzut că lucrurile merg bine și ne dorim să continuăm. Ați văzut progrese. Știu că activați pe o nișă mai puțin explorată în țara noastră, media creștină online și aici v-aș ruga să ne spuneți câteva din obiectivele pe care vi le-ați propus atunci când ați inițiat proiectul Producens Media. Cu obiectivul acesta mă trezesc dimineața și cu el mă duc la culcare seara. E o chestie care face parte din identitatea mea și deși știți că mai am și alte activități, lucrez, sunt angajat în continuare full-time, văd de lucrurile mele, familie, și tot așa. Până la urmă tot ce fac, indiferent ce fac, și când dorm și când mă duc la biserică și când mă odihnesc are legătură cu scopul acesta. Inclusiv când mă duc la servici, dacă mă întreba de ce mă duc la servici în continuare este ca să pot să fac ceea ce tu mai m-ați întrebat. De pasiunea vieții dumneavoastră. Da. Haideți să o luăm așa cu început. În primul rând, în momentul în care Dumnezeu m-a călăuzit și asta a, a fost, să spunem, meritul fratelui Cristi Țepe și aș vrea să-i aduc un omagiu cu ocazia aceasta. Am un respect deosebit pentru el și pentru familia dumneavoastră. Vreau să spun că Dumnezeu prin gura lui mi-a transmis clar că trebuie să mă implic în media, deși eu eram absolut total pe din afară. M-a asigurat că el se va îngriji de tot ce înseamnă resurse și tot ce înseamnă oameni și absolut toate mijloacele ca cuvântul o să fie dus mai departe până la marginea pământului. Chemarea inițială a fost aceasta, că vei fi martor în Ierusalim, în Judea, în Samaria și până la marginea pământului și, bineînțeles, și în mediul acesta virtual. A pornit de la o nevoie reală. Mi-am dat seama că sunt o grămadă de oameni. Știți că eu lucrez în domeniul IT. Am participat de an, aproape 17 ani de când lucrez la dezvoltarea atunci ce înseamnă comunicații pe internet. Deci am pus și o mână la dezvoltarea internetului în lumea aceasta. De ani de zile și știți treaba aceea sunt oameni care sunt foarte conectați și își trăiesc viața aceasta în mediul online. Mai ales acum pandemie este și mai activă viața aceasta. Mi-am dat seama că mai acești oameni este foarte dificil să-i la biserică. Și vă dau un exemplu. Sunt persoane apropiate chiar care i-am invitat la biserică duminica, fie că a fost un program mai deosebit sau o evanghezare. Și oameni care niciodată nu m-au refuzat. Dar mi-au promis că vin. Dar ani de zile nu au venit niciodată. Și mi-am dat seama că singura metodă de a ajunge la oamenii aceștia este să mă duc eu la ei așa și cum Domnul Hristos a făcut cu noi. Creând niște mesaje foarte scurte, de o intensitate maximă, astfel încât să fie de interes pentru oamenii aceștia. Oameni care sunt foarte ocupați, care nu au timp să asculte predici de zeci de minute, oameni care tot timpul sunt prezenți cu cel puțin un dispozitiv în mână și care în 10-15 secunde trebuie să-i atrage atenția. Și asta a fost chemarea pe care am făcut-o. Venind dintr-un domeniu, deci practic singura experiența pe care o aveam era că știam să lucrez cu aceste unelte și am încercat să facem lucrul acesta. Asta a fost chemarea. După care mi-am dat seama că presa e atât de importantă și se leagă și cu ceea ce m-a întrebat prima dată. Cu siguranță vedem și nu cred că e cineva care poate să ne contrazică, vedem că presa, deși de mulți ani se spune că este a puterea putere în stat, acum este chiar la apogeul acestei, să spune, exercitări de putere. Da? Presa ne influențează viețile, ne luăm informațiile, iar conectarea aceasta este atât de mare încât avem nevoie de voce aceasta. Iar noi, credincioșii, știu că de-a lungul anilor și sufăr din treaba aceasta, inclusiv acum îmi dau seama că încă comunitatea creștină, indiferent de cult, nu apreciază lucrarea aceasta mediatică încă noi presa o ținem așa mai departe, nu dăm o importanță, nu o considerăm utilă. Sunt unii oameni care ani de zile n-au vrut să-și facă un cont de Facebook și poate și eu am avut o reținere în care am zis, nu, e pentru noi, noi suntem cu socializarea față în față. Într-adevăr, prefer să mă întâlnesc cu cu tine, Daniel, să vorbim, să avem părtășie decât să vorbim, știu eu, prin WhatsApp sau prin Facebook, dar sunt oameni pe care nu îi atingi niciodată decât prin online. Sunt convins de asta și exemplul acesta e cumva contextualizat la zile noastre. Ați menționat de exemplul Mântuitorului care s-a dus acolo unde erau oamenii prezenți. Apostolul Pavel a făcut asta mergând în marile piețe publice, în europa și pe stadioane și acolo a vestit Evanghelia. Astăzi, mediul online este un astfel de loc. Și aș vrea să completez cu ceva. Ceea ce încearcă Protocens Media și cred că ar trebui să facă asta toată media creștinii. Să, să fim trompetistul acela, gornistul, dacă ne ducem aminte de stadiu militar, care dădea alarmă atunci. Suntem într-un război spiritual. Cel care suna cu trompeta, care da semnalul de luptă, de retragere, de ataca, știu eu, cavaleria sau artileria sau infanteria, toate aceste comenzi se dădeau prin lucrarea pe care o făcea gornistul. Astăzi, noi presa trebuie să jucăm rolul acesta, pentru că noi înțelegem, suntem conectați, vedem și suntem pe poziția aceea de a striga către toată comunitatea. Oameni bun uita, se întâmplă asta. E timp să acționăm. Pentru că așa ne-a dat Dumnezeu, să spunem, bine binecuvântarea aceasta sau știu poate povara aceasta, de a înțelege lucrurile poate mai repede decât înțeleg alții. Vedem ce se întâmplă în societate seculară, vedem ce se întâmplă în legislație, în parlament, vedem legea educației sexuale, vedem parteneriatul civil, vedem toate politicile acestea anticreștine, da? limitarea dreptului de a vorbi, da? libere exprimări. Toate acestea le vedem și atunci noi suntem datori să le spunem și celor care poate nu înțeleg. Pentru treaba aceasta au luat ființă protocesmidea, să fiu o voce și mai mult să angajeze și pe ceilalți, să creăm o comunitate în care spunem oameni bune, timpul să facem ceva. Odată o să ne rugăm și mai ales să fim activi, să ne identificăm cu Domnul Hristos, să nu fie jenă să luăm atitudine. Dragi ascultători, suntem la actualitatea în obiectiv, alături de mine este domnul Cătălin Vasile, fondator și președinte al Asociației Producenți Media. Împreună discutăm despre provocările mass-mediei în pandemie și aș vrea să schimbăm un pic registrul domnule Cătălin. Studiile efectuate în ultimii ani arată faptul că presa, a patra putere, așa cum a spus dumneavoastră în stat, a scăzut constant în încrederea cetățenilor știri false, denaturate, conspirații de tot felul, senzaționalismul, așa cum a spus dumneavoastră, jurnalismul acesta speculativ, practicat mulți ani, se întoarce cumva ca un bumerang împotriva mass mediei. Ce ne puteți spune despre mass media creștină? Știu că nu este atât de dezvoltată precum cea seculară, laică. Este și aceasta afectată în vreun fel de fenomenul acesta al știrilor false, al senzaționalismului? Mi-a spus o întrebare dificilă, dar dacă mi-a spus-o, trebuie să vă spun că am un răspuns. Sunt mai multe probleme pe care uh, mass media creștină le are în momentul de față. În primul rând, sunt locuri unde lipsește cu săvârșire și mass media creștină suferă de aceleași, să spunem, simptome pe care le are și presa seculară, dar aici ar spune că e puțin mai grav pentru că fiecare dintre aceste organe de presă are pretenția că reprezintă cuvântul lui Dumnezeu sau interpretarea cuvântului lui Dumnezeu. Presa seculară nu zice lucrul acesta, ei spun că spun adevărul, dar nu știm cine e adevărul, dar la noi este puțin mai dureros pentru că fiecare spune că la noi se dă adevărul, la noi se dau știle. Una din greșelile foarte mari pe care o face presa creștină este că e informația fără să, să o verifice. Și vine pe diverse surse. Sunt tot felul de oameni care totodată postează informații, și informația aceea postată se duce apoi pe nu știu ce canal, pe portalul nu știu care și apare o informație denaturată. Pe de altă parte sunt și alte trusuri de presă care promovează învățături, a spune eu, care sunt în contradicție cu Sfânta Scriptură și aici, învățături față de lucrarea Duhului Sfânt și apoi alte al rugăciunii. Nu vreau să dau nume astăzi, dar probabil sunt oameni care știu despre cine vorbesc. Pe de altă parte, nu există o unitate în presa creștină. Fiecare este pe cont propriu, nu există dorința asta de colaborare și dacă îmi dorești ceva în viitor apropiat, este să există o Asociația Presei Creștine, inclusiv nu numai a Presei Evanghelice și al celorlalte tipuri de presă, iar noi, producem Media, colaborăm foarte bine și cu celelalte organe de presă creștină, și aici vorbim inclusiv cu Bazilica, dacă vorbim despre Biserica Ortodoxă, vorbim și cu celelalte culte, da, Biro de Presă al Bisericii Catolice și inclusiv cu Radio Voce Evangheliei, da. Iar cea mai mare problemă pe care o are Presa Creștină este o lipsă de finanțare pe care o vedem și noi, producem Media, și o văd și alții, și voi de la RVE cu siguranță o simțiți. Pentru că comunitatea creștină, am spus că nu prețuiește această lucrare. Dacă am venit cu o poveste în care mi-a că nu știu în ce județ sunt copii care, într-adevăr, n-au ce mânca și casele cad, atunci oamenii sunt puțin mai sensibili. Când e vorba despre strigătul acesta de luptă de cei care, într-adevăr, se expun, pentru că atunci ne expunem, oamenii sunt mai puțin receptivi, până la urmă și producția, licențele, mai ales că noi facem lucrul acesta în mod benevol. Într-adevăr, dar sunt tot felul de echipamente și resurse care trebuie finanțate într-un fel și aici este o mare problemă. Sperăm că lucrul acesta să se schimbe și oamenii să înțeleagă, frații noștri să înțeleagă că e nevoie. Dar ce aș vrea să spun este că și dacă suntem creștini, știrile farse nu ne ocolesc și trebuie să le cunoaștem și mai mult chiar promovarea unor erezii din când în când le mai vedem prezente în presă. Și aici trebuie să avem fiecare capacitatea de a filtra și de a scoate numai adevărul care este Domnul Hristos. Într-adevăr, avem o mare responsabilitate în selectarea informațiilor, în cercetarea lor, în verificarea lor. La finalul emisiunii v-aș ruga să ne împărtășiți o nevoie, un mod prin care putem să sprijinim lucrarea media pe care o desfășurați, cât și o încurajare, un mesaj de speranță, așa cum ați vorbit astăzi, din cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă am vorbit și de aspecte negative, deci la mine niciodată, și când fac eu emisiune în calitate de moderator și ca invitat, nu se termină cu deznădejde. de yeah. suntem așa cum suntem, suntem prin îngăduința lui Dumnezeu și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ținut în viață și facem lucrul acesta de aproape șapte ani. Cea mai mare nevoie pe care o avem este nevoia umană. Cred că cea mai mare nevoie pe care producem în media și ea, zice presa creștină morală, este de a avea oameni care să stea în fața microfonului. Și ca să poți să faci lucrul acesta, ai nevoie de două calități. Chiar dacă nu ești un profesionist, nu vii din zona mass media, n-ai făcut studii de specialitate, dacă Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu te va echipa cu tot ce e nevoie. Și noi facem lucrul acesta. Vreau să spun că echipa pe care o avem acum a fost oameni care au venit de la liceu și au lucrat cu noi. Deci nu aveam niciunul, inclusiv eu, n-am nicio pregătire în domeniul acesta. Între timp am mai m-am mai pregătit, dar lucrul acesta a venit pe parcurs. Avem nevoie de două calități. Unu, să te identifici cu Hristos, fără jenă, fără o preliște, indiferent de ceea ce faci. Nu numai la biserică, ci și în spațiu public. În momentul în care apare în fața camerei, ești o persoană publică. Nu te mai poți ascunde. Și -a doi, să faci ceva. Faptul că Poți face și nu faci, este un păcat prin o misiune. Și apoi, bineînțeles, o nevoie foarte mare este nevoia financiară. Avem nevoie să fim și noi ajutați. Nu cu sume mari, cu sume mici. Am făcut o campanie în care spunem un leu. Un leu de la o mie de oameni este o mie de lei. Și înseamnă ceva. Pe de altă parte, vreau să încurajez pe cei care ne ascultă să urmărească pagile noastre, să urmărească canalele de presă creștine, să vină cu idei, să ne critique, să ne încurajeze atunci când avem nevoie și toate lucrurile acestea să le facă în dragostea lui Hristos. Pentru că și noi suntem oameni și nu avem slăbiciuni și nu avem probleme noastre și avem nevoie. Și lucrul acesta să-l facă spre gloria lui Dumnezeu și în special pentru a ne ajuta pe noi și împreună cu noi să ducem Evanghelia până la marginea pământului. Asta ne dorim și noi, domnule Cătălin, să fim o voce în lumea aceasta: să fim adevărați urmașii lui Hristos, să fim aceia care transmite mesajul Său de speranță, de salvare în contextul lumii noastre. Vă mulțumim mult pentru participarea în studioul Radio Vocei Evangheliei. Vă dorim multă binecuvântare în tot ceea ce faceți și să dezvoltați proiectul acesta frumos, așa cum ați auzit din partea domnului Cătălin, dragi ascultători, puteți găsi activitatea Producens Media în spațiu online, pe canalul YouTube, pe Facebook, pe site-ul oficial, acolo vă putea găsi mai multe informații și evident materialele pe care dumnealui le realizează împreună cu echipa de acolo. Vă mulțumim mult pentru ajutorul oferit în discutarea acestui subiect, provocările mass-media în pandemie. Vă așteptăm și la o altă ediție în care aș vrea să discutăm un pic despre creștinul într-o cultură informațională. Dragi ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Până data viitoare, fiți binecuvântați!